Confruntându-se cu numeroase cazuri de cerșetorie pe străzi și în trafic, la semafoare, polițiștii locali craioveni au desfășurat începând cu luna februarie o amplă campanie. Cei mai mulți dintre cerșetorii prinși în bănie locuiesc în Caracal sau Balj, fiind trimiși la domiciliu. Cei prinși au fost amendați, iar banii rezultați din activitatea de cerșetorie confiscați. Organizațiile județene oltene ale principalelor partide politice au început să-și promoveze logo-urile de campanie pentru alegerile europarlamentare. PSD Olt și PNL Olt au afișat la sedii și prin oraș logo-urile fără îndemnuri electorale, startul campaniei fiind dat după Paște. Alegerile europarlamentare se vor organiza pe 26 mai. Primăria Slatina a atribuit în folosință gratuită Asociației pentru Protecția Animalelor Prietenii Noștri Slatina amplasamentul de pe strada Tudor Vladimirescu pe bază de contract de comodat, încheiat pe o perioadă de 5 ani. Asociația are obligația în schimb să asigure cazarea a circa 230 de câini în mod permanent, efectuând deparazitarea, sterilizarea și vaccinarea acestora, sterilizarea unui număr de minim 2000 de câini atât cu stăpân cât și fără stăpân pe an și realizarea adopțiilor internaționale de câini comunitari de pe raza municipiului Slatina. Astăzi a avut loc recepția finală a proiectului Amenajarea și modernizarea corpului clădirea Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal. Proiectul a vizat refacerea întregii infrastructuri a centrului, dar și extinderea și dotarea acestuia cu echipamente specifice, reabilitarea clădirii inițiale a sistemului de încălzire interior, instalațiile sanitare și electrice. Unitatea dispune, după modernizare, de spălătorie proprie. Un post de asistent medical debutant a scos la concurs Direcția de Sănătate Publică Olt pentru compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății, 12 martie fiind termenul de înscriere. Numai puțin de 7 oltene cu studii post-liceale s-au înscris, urmând să susțină proba scrisă pe 19 martie, data interviului nefiind încă stabilită.